Ciordel, neciordel, viața să fie. Roxana se află atunci, Roxana Condurache, și îl avem și pe Alex Ilie. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Care-i treaba cu avatarul, Roxana? Și după aia ne explică Alex și care sunt riscurile. Mă întreb pe mine ca și cum eu aș fi o specialistă. Eu pot să vorbesc tot așa în calitate de om din public, să zic. Și pe mine mă atrage foarte mult această lume virtuală și este de fapt nu viitor, este prezentul și ne înconjoară peste tot. Dar părerea mea este că ne îndepărtează foarte mult de latura noastră umană, de sufletul nostru, de partea creativă, artistică a noastră, și eu cred că nu e foarte bine ce se întâmplă. Poate de ce? O să pară că sunt o bătrânică din aia. Nu, că tocmai pentru că subiectul ăsta a declanșat în această zona a celebrităților chiar tinere, ca tine, ca Alex, ca mine, așa, păreri pro și contra. De asta întreb. Deci, crezi că e prea departe? Că înțeleg că, de fapt, cu avatarul ăsta ar fi și o problemă și o să ne spună imediat și Alex care poate să fie. Am aflat și eu de problemă, cred, dar o să ne vorbească el. Eu nu sunt de acord din mai multe puncte de vedere, cum ar fi ce exemplu le dăm fetelor de 14 ani, de 13 ani despre idealul feminin. Aici este o perfecțiune la care nu se poate ajunge decât la nivel virtual sau prin roboți, și nu mi se pare ok. Este o greutate pe care o punem pe umerii fetelor, viitoarelor femei, și este chiar, nu că nu e ok, este foarte periculos ce se întâmplă. Până acum era problemă cu operațiile estetice, care au devenit un must în zilele noastre. Deja ce vedem e mai mult decât operație estetică, adică se dorește să arăți așa. Pasul următor după filtre. Da. Mai erau filtrele în care am spus mai devreme pe Facebook liceu sau, mă rog, pe Insta liceu, în realitate muzeu. Și avem aceste imagini care deja ne trimit către filmele lui James Cameron, către zona asta oarecum japoneză, puțin manga uneori. Mă, Alex Ilie, specialistul nostru, când vreți să vă lămuriți apropo de ceea ce se poate întâmpla în zona online, de la marketing la ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în această zonă, îl întrebați pe Alex. Zi! Stați așa, cum facem? Roxana, stai că mai avem. Nu. Așa. 20-20. Salut. Așa, s-aude, zi. Da, situația asta nu este una nouă, este una foarte veche, doar că acum au luat în trendul ăsta în care toată lumea folosește aceste aplicații, cum e doar una, sunt mai multe. Toată lumea acum încearcă să reproducă treaba asta, dar este o situație aportă de foarte mult timp, o situație care a început pe vremea e-mail-urilor, phishing-ul, cunoscutul phishing, în care se furau bazele de date, se furau identitățile oamenilor și așa mai departe, dar și pentru că în state, mai ales ca a noastră, ca România și în partea asta de Europa, acest procedeu de termeni și condiții sau de reglementări nu prea există. Chiar de curând am avut discuții cu o instituție special profesionistă în a crea asemenea reglementări, care caută cu disperare oameni și colaboratori să-i ajute, pentru că statul nu îi ajută pe ei ca ei să poată să ajute publicul. Prin urmare, odată făcută această imagine poate la un moment dat să fie folosită fără dreptul persoanei respective, pentru că programul respectiv te face, reține imaginea și nu mai poți să o controlezi când ea poate să meargă mai departe. De fapt, cam asta e ideea. Într-adevăr, dar asta se întâmplă de obicei la aplicații care sunt free to use, pentru că acolo, cu cât este mai plătești mai puțin sau deloc, automat acele termeni și condiții sunt cât mai shady, cât mai greu de înțeles. Am și înțeles. Atunci ei pot să ția să facă ce vrei. Și omul că vede ceva moca, nici nu se mai uită. Apasă și exact, după aceea... Ca și la Dar Facebook. La TikTok, de exemplu, nu există problema asta, că eu nu știu. De exemplu, sunt genul de persoană care dau accept, fără să citesc. Și nu știu la ce am... Lămurește fata. Tocmai exact așa este și la Facebook și la TikTok și la multe alte platforme de genul, care dacă nu plătești, de obicei îți dau niște termeni și condiții în care îți pot folosi de tot ce înseamnă baza de date de care dispun inclusiv a tău, a meu, a lui Cristi și așa mai departe, să le pun în mediul online să le vândă mai departe la rândul lor. Deci și această aplicație îmi poate lua inclusiv trăsăturile feții și le poate folosi sau îmi poate folosi exact fața să facă orice, poate să facă videouri cu mine, nu? Poate să facă fotografii. Cam așa ceva, din păcate, dar asta se întâmplă doar în țări din partea asta. De exemplu, în America nu există așa ceva. Și ținem
suntem foarte norocoși, între ghilimele, că această aplicație vine din partea aia, unde reglementările sunt foarte stricte și de obicei dacă scrie că îți șterge poza, îi șterge poza. Dar sunt aplicații de genul după în Thailanda, după în Asia, după în Rusia, unde nu există astfel de reglementări și nu numai folosesc pozele tale, îți iau și numele și adresa și număr de telefon și te trezești cu mail-uri, spam-uri care nu știi de unde sunt, de unde au apărut, doar pentru că ai dat un yes, fără să citești termenii și condițiile. Și până la urmă, ce obții din această aplicație? Asta sunt curioasă eu. Adică la ce te ajută? Păi te întreb pe tine, la ce te ajută? Păi la nimic nu mă ajută. La niște accesări în plus. E o chestie care de fapt e un flacără de o zi. Dar pe de altă parte, toți oamenii ăștia pe care vedem aici, cei mai mulți dintre ei își doresc să-și folosească singur imaginea. Și dacă vine un cetățean și se folosește de imaginea lor și au acceptat prin acele, cum spune Alex, termene și condiții și nu ți-ai dat seama, la un moment dat te pomenești că imaginea ta poate să fie folosită în orice context. Și asta e nasol. Asta mă gândesc, până unde se poate duce? Adică poți să apare într-un film XXX să-ți folosească fața? Tot și posibil. De exemplu, la această dacă aplicație... Dacă vrei să te lansezi în industria XXX, acum e momentul tău. Păi n-aș vrea să mă lansez fără acordul meu. Adică aia asta zic, era deci, problema. La un moment dat te pomenești că ești zână până Thailanda și nu știai. Știi? Dar am existat ceva de genul cu Delia. Da. A fost un scandal pe tema asta, dar și aici, în termenii și condiții de la aplicația asta, spune că te pot folosi în diferite aplicații hentai sau videouri hentai. Deci și acolo tu poți apărea ca și personaj într-un video sau un joc hentai în care n-ai știut că existi. Acele reclame care le găsiți sigur dacă vă jucați pe telefon sau dacă intrați pe diferite site-uri, apar reclame de alea hentai care n-ai nicio idee ce, de unde sunt și cum sunt. S-ar putea ca unul din personaj să aibă fața ta sau a mea sau chiar a ta. De ce nu? Tu ai mers, Roxana, pe ideea asta de ego și de ideea că această imagine trebuie folosită și pe zona morală ai mers. Vă stai o secundă, până unde mergem, ce le oferim oamenilor și până la urmă ce înseamnă imaginea asta. Poate să fie o joacă, numai că oamenii când vor să se promoveze o dată în plus, uneori ori dau în prosteală sau nu-și dau seama ce se întâmplă cu ei, ori de fapt arată cam ce gândesc ei, cam cum ar trebui să-i vadă lumea. Cum vezi, Roxana? Da, dar e foarte departe de imaginea ta reală, este evident. Te uiți, ești transformat în cu totul alte ipostaze total diferite de tine. Și asta e întrebarea, ce vrei să arăți? Ce vrei să spui cu asta? Că tu nu ești asta. Și problema e că se ajunge, știm cu toții, în boala secolului de acum, nu? Depresia. Și mai grav de atât sunt copii cu vârste foarte mici care se sinucid acum mai mult decât oricând în istoria umanității și întrebarea este de ce? Bineînțeles că social media are un rol foarte important și inclusiv aplicații de genul, pentru că copiii se uită și se gândesc, uite cum arată vedeta asta. Eu așa de ce nu vrea. Sunt? Și nu arată așa, adică haide puțin să ne trezim la realitate că ne ducem prea departe, am înțeles cu filtrele, dar deja se ajunge la un ideal imposibil. Și asta le arătăm copiilor. Asta mi se pare cel mai grav. E foarte important să fim noi înșine și să ne accepte lumea și să ne acceptăm noi așa cum suntem. Să arătăm că uneori putem fi vulnerabili sau avem momente pe care le-am depășit. Dar poveștile astea sunt bune numai pentru desene animate și desenele animate sunt doar într-o anumită parte a vieții. Sau, de fapt, sunt filme. Ar fi bine să ne uităm la filme, nu să trăim în ele. Pe lângă fanteziile astea, cred că cel mai important e din treaba asta să învățăm să citim pe ce apăsăm acolo, Foarte important. Pentru că nu știi unde poți să ajungi și cum. E o industrie extraordinar de profitabilă pentru cei care se ocupă de chestii de genul. Să vândă baze de date, să vând cu 10.000 de euro, dacă nu 100.000 de euro. Și atunci o astfel de aplicație poate să colecteze multe, multe informații personale într-un timp foarte scurt, doar din cauza unui hype de genul. Ai dreptate. Am înțeles că mai e o problemă, că o parte din ce vedem noi în aceste imagini este artă furată, nici măcar nu este plătită. Există artiști care a căror artă ajunge pe internet, tot la fel, probabil au semnat ceva, n-au citit, iar această aplicație am înțeles că folosește creația ale unor artiști fără niciun copyright și ne dau nouă mai departe aceste imagini. Deci e și furt de artă, de creativitate. De asta am zis că e furtul secolului. Este o ciordeală la nivel de miliarde de oameni. Și în plus, mai e ceva, aveți grijă, și cu asta încheiem și le mulțumim Roxanei și lui Alex, aveți grijă, domnule, e metavers, chestii, să iau, să fac, să trăiesc. Nu ne dăm mâncat, acolo nu putem să mâncăm. Dacă trebuie să mâncăm, trebuie să mâncăm aici și de bine, de rău, ar fi bine să trăim cu
cu picioarele pe pământul ăsta. Zic bine? Foarte bine ai zis. Corect. Da. Hai să vedem, avem și două reacții? Avem și două reacții, hai să vedem spre final. Băi, asta te întreb că este un trend acum cu aceste poze avatar. Ce ne poți spune despre ele? Văd că și tu ai intrat în trendul ăsta, da? Eu cred că un trend ca oricare altul, care a pornit, nu știu, în urmă câteva zile și, nu știu, așa, must, în momentul în care apare un trend de genul, să-l urmeze toată lumea. Mi se pare că seamănă foarte mult cu realitatea, doar că sunt niște poze animate. Cristina, voiam să te întreb de acest trend cu pozele stil avatar, ce părere ai? În viață apar tot timpul multe trenduri, nu înseamnă că toate sunt bune sau pe toate trebuie să le adopți, funcție de stilul fiecăruia. Însă lumea reală și lumea virtuală sunt două iluzii. Tu te-ai gândit să faci acest lucru, să intri în acest trend?